Municipiul Reghin se bucură de un nou spațiu unde florile orașului sunt crescute, îngrijite și pregătite cu atenție în fiecare an pentru a fi plantate primăvara și a ne bucura astfel de ele. Secția Sere și Zone Verzi s-a mărit cu încă o seră plină deja de o mulțime de flori colorate ce vor fi plantate în curând în oraș. Și această seră nouă am construit-o anul trecut în octombrie. Am început să-l construim și l-am finalizat în decembrie, fiindcă serele care le avem noi. Sunt foarte vechi, sunt construite în 1958-1962, nu se mai puteau uh, repara, acoperișurile sunt foarte vechi, sunt, uh, 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 col colierele de la acoperișuri sunt foarte ruginite, nu se mai pot face reparații și am încercat și am și reușit să ridicăm o seră nouă pentru lucrările care o să fie și florile care trebuie să făcute pentru oraș. Condițiile în care sunt crescute florile sunt din cele mai bune. Totul este automatizat pentru a le oferi plantelor mediul propice dezvoltării. Da, într adevăr, în această seră totul este automatizat și deschiderea și aerisirea și toate, este, toate sunt cu senzor, deci e o seră modernă. Într adevăr o seră modernă care pentru noi este un lucru foarte bun fiindcă serile celelalte sunt foarte vechi și deschiderea geamurilor era foarte foarte greu fiindcă risca să fie să se întâmple un accident la oameni atunci când ridică geamurile. Deci era foarte greu deja de lucrat în ele. Sunt foarte vechi, sunt foarte joase, nu se mai pot face reparații, nu se mai pot urca pe acoperiș să le repare și puteam să ajungem la un risc să fie accidentați muncitorii. Nu doar că le vor vedea prin oraș, dar cetățenii municipiului Reghin pot lua flori de la seră gratuit. Noi în fiecare an și primăvara și în perioada de vară, noi livrăm de aici de la, de la sera de flori, arbori, arbuști, brăduți și flori gratuit. Deci nu, nu, nu este contracost, doar trebuie venit, se face un bun de materiale, se semnează și oricine poate planta în fața casei. Se dau gratuit, doar trebuie venit după ele. Cel mai nou și modern loc al serei a fost finalizat la sfârșitul anului trecut, iar construirea unor astfel de spații pentru flori mai este posibilă și pe viitor, datorită succesului din prezent.